domnilor și domnilor consilieri. Ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Liber, județul Bacău, întâlnită astăzi, 22 iulie 2019, este legal constituită și își poate desfășura lucrurile. La ședință participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15. Întârzie domnul consilier Ursu Gabriel. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință urmează să fie condusă de către domnul consilier Lungu Nicolae. Cine este pentru vă? Vă mulțumesc, domnul președinte. Cu 14 voturi pentru, a spus ales președinte. Mulțumesc, domnul secretar. Așa. Mulțumesc, domnul consilier. Mulțumesc, domnul primar. În legătură cu desfășurarea acestei ședințe, l-aș ruga pe domnul primar să ne prezinte procesul verbal al ședinței. Aveți ceva de corectat, domnul consilier? Da, domnul Sorogiu. Mai este cineva? Nu mai este. În legătură cu consemnarea, nu? Da, da, procesul verbal al ședinței trecut. Eu să întreb pe domnul secretar dacă face politică sau nu face politică. Argumentez. Niciodată nu scrie în procesul verbal ceea ce spun. Dovadă faptul să-și înregistreze care se portează rețelele de socializare, niciodată nu se spune. Aici m-am adresat domnul viceprimar și nu partidul. E să înțelege. Nu mă adresez niciun partid, nu mă interesează niciun partid decât partidul din care fac parte altă. Atât mă interesează. Deci nu mă interesează de vorbă de niciun partid. Și nu adun nici acuzații unui partid. Am adus acuzații unui om care deține o funcție de viceprimar și este incompetent și am cerut demisie. Deci nu a cerut PSD-ul, nu a cerut nimeni pentru că are majoritate. Majoritatea o deține viceprimarul, care dovadă faptul, este ales de Consiliul Local și am și motivat, am spus, nu se prezintă în ședințe Consiliul Local și pleacă. Dar nu m-am adresat partidului ceva. Aici am spune domnul secretar, că domnul Sugiu Daniel, vorbim degeaba despre europarlamentare și noi avem probleme în Consiliul Local. Ce probleme avem, domnule secretar, în Consiliul Local? Avem probleme în comun. Comunitatea are probleme. Tot felul de probleme. Nu Consiliul Local. Nu avem nicio problemă în Consiliul Local. Ce probleme avem în Consiliul Local? Deci, răstăriți-vă de atât, cuvintele mele, de deschid cum vreți. Și de asta vă acuz să faceți politică și să vă acuz cu fapte doveditoare că faceți politică, cu cine vreți și cum vreți. Vă dați un bat în vânt. Pogașul care dețineți în primărie, asta o să spun la un moment potrivit. Deci nu se poate așa ceva. Păi aici sunt, PSD-ul are majoritate și nu putem face nimic în Consiliul Local. Unde am spus eu odată? PSD-ul are majoritate. Dar putem să vă dovediți, domnule secretar, unde are PSD-ul majoritate? Cu cine are majoritate? Scriți pe bază, vă întreb, nu am spus așa ceva. Cu cine are majoritatea PSD? Poate că a fost o formulă nefericită, poate că am reușit. Nu, dar nu se poate așa ceva. Păi mă puneți într-o postură foarte gravă, acuzând niște partide care nu vorbesc și nimic, am și spus și motivez. Deci nu partidele sunt de vină, niciun partid. Sunt doar acei consilieri sau cei care ocupă o funcție politică de administrație, la ei mai ales, nu partidul. Nu partidul vine, decide ceva, ci noi. Și mai spun ceva, noi consilieri locali suntem ales pe liște. Odată ce am terminat campania de traj de mine în Consiliul Local, noi trebuie să facem treabă pentru comunitate, nu pentru a ne face noi războaie. Că eu sunt mai tare, că partidul meu este mai mare, sau cum vine treaba asta. Noi suntem aleși, cetățenii ne-au dat încrederea, să facem treabă pentru comunitate. Și aici, în Consiliul Local, trebuie să fim uniți și să votăm proiectele, dacă sunt necesare, sau bune pentru comunitate. Nici de cum pentru noi să obținem niște funcții, să stăm doar pe scaun și nu avem nicio problemă. Aici mă adresez de viceprimar. Deci asta m-am adresat și de asta am cerut eu demisie. Asta am cerut. Nu partid, niciun partid. Și sunt multe lucruri care vă pot duce argumentat, nu scriți absolut nimic. De ce pe înregistrare se vede altfel? De ce în procesul verbal niciodată nu scriți nimic ceea ce spune? Niciodată.
cam să spun. Deci v-a fost să faceți politică și eu să argumentez și să mă aduceți și alte... alte ordine, să cum să vă zic acum, chiar de altă. Nu m-am spus niciodată. Dumnezeu știe, poate, domnul Crăciun, dacă aveți ceva cu dumneavoastră, să vă profesor, atât de când aveți două condamnări, nu știu dacă reprezentați acest partid. Nu știu dacă faceți cinste acestui partid. Nu-i treaba ta. Dar cum să nu fie treaba mea? Discutare cu domnul secretar. Dar văd că vă băgat de întrebat sau vin și sunt ce? Deci aveți două condamnări, nu știu dacă reprezentați acestui partid, nu știu dacă faceți cinste acestui partid. Chiar nu știu dacă faceți. Faceți, nu știu, un lucru. Da, nu știu dacă vă sugerezi. Avem două proiecte, v-aș ruga, avem două proiecte de hotărâre. A, da. Votăm procesul verbal după rectificare. Cine este verbal? Votăm, da, vă mulțumesc. Mai ești un lucru. Mai ești un lucru. Avem pentru ordinea de zi două proiecte pe care le-ați citit și le-ați văzut. Mai propus și diverse. Și diverse, domnul. Dar avem multe de discutat. Stați un pic. Propunem punctul divers. Sunteți de acord? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu. Da. Păi, acum v-aș vrea să punem la vot cele trei proiecte pe ordinea zi de astăzi. Cine este? Cine este pentru? Considerăm că domnul președinte a dat citire celor trei puncte de ordinea de zi, da? Da. Da. Domnul primar, ar trebui să ne informați de la ultima ședință și până astăzi ce lucrări mai aveți prin comună sau ce greutăți mai sunt. Da. Bună ziua și bine. Aveți cuvântul. Bună ziua și bine ne-am întâlnit. Mulțumesc domnului președinte, mulțumesc domnului consilier. Iată-ne că, după cum eram învățați, cam în ultimile zile ale lunii, stabileam și puneam ședința pe ordinea de zi. Dar având niște proiecte care nu suportă amânare, sunt lucruri care deja trebuiau făcute, dar datorită faptului că s-au tergiversat, suntem forțați acum să le accelerăm. Unul dintre proiecte este, după cum bine știți, cu actualizarea devizului pentru a fi trimis la Ministerul Dezvoltării. Iar al doilea proiect, sau nu, primul proiect este, al doilea proiect este pentru actualizarea de vizuri, iar primul proiect este pentru modernizarea reparației la școala gimnazială Coiană. Sunt proiecte care, spun eu, sunt de bun augur. Unul cel puțin este așteptat de cetățenii din Poiana și nu numai, pentru că, după cum bine știți, în școală învață copiii din toată comuna, în școala de la Poiana, implicit scăriga școală. După cum v-am spus la ședința din luna iunie, mi-am asumat și mi-asum aceste lucrări de o necesitate, vă spun că deci nu, strictă necesitate. Strictă necesitate. Deci urgență maximă. Nu se poate ca în anul 2019 să avem o așa școală. Eu cred că și dumneavoastră v-ați deplasat la fața locului, sunt convins de asta, o parte din consilieri sau poate chiar toți. Eu merg în fiecare zi pe șantier, încercăm ca până la data de 9 sau, nu puteam înțeles, pe 9, va începe anul școlar 2019-2020, ca acești copii care învață și profesorii de la școala Poiana să poată să folosească grupuri sanitare moderne, spunem. Am început cu acest proiect pentru că, v-am spus, este de o importanță maximă a comunei noastre.
Și nu numai. În această perioadă, la ședința anterioară, am intervenit cu unele lucrări pe drumurile comunale, iar Marocul, trecut săptămânal, care a fost sau nu ați fost sau ați auzit, am reușit și am schimbat becurile, lămpile, o parte din ele, nu m-am schimbat cum era defectul, tablourile electrice, căsuța la intrare în târgul săptămânal, am căutat să-i facem o imagine, să-i facem o fațadă în care imaginea târgului să arate cât de cât modernă. S-au vopsit tarabele, deci, în consecință, s-au făcut lucrări de identificare și tot ce înseamnă curățenie de Târgul Săptămânal. Am auzit că se publică prin Târgul Săptămânal și aici mă refer chiar o parte dintre o parte din consilier, că interesul primarului este de a închide Târgul Săptămânal, dar cei care înțeleg lucrurile, nu trebuie să spună cineva, atâta timp când se investește într-o anumit segment, când se investește în acel târg, nu am interesul să-l închid, bani în contra, tot timpul am apreciat și Târgul Săptămânal este mândria comunii noastre și aici vreau să mulțumesc celor care au fost înaintea noastră și încă mai sunt în Consiliul Local, care au susținut ca așa zona, acel perimetru să nu fie vândut sau acaparat de alți cetățeni care aveau interes în zonă. Eu cam atât am avut de spus în acest, la deschiderea acestei ședințe. Dacă dumneavoastră aveți da. Sau vreți să puneți întrebări, o să vă răspund. Rugămintea mea este ca această ședință să se desfășoare în condiții civilizate, să ne ascultăm. Ați văzut că este cel mai important să ne putem asculta, să ne scrie la cuvânt, fiecare să-și pună opinia pe subiectele care vrea fiecare să le discute, în speță subiecte legate de comunitatea noastră care le reprezentăm. Domnule președinte, mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, pentru că ați amintit de problema desfințării al Marocului, eu, pentru că sunt și aproape, merg în fiecare duminică în Iarmaroc. Așa, ca spectator, ca jucător de cumpărător sau nu știu ce. Am auzit eu, personal, că uite, vin ăștia de la poliția, de la gardă, de la mediu, nu știu de unde vin și îi amendează pe comercianți în fiecare duminică. Dă amenzi. Și într-adevăr, ei vin, dar au dreptul să vină să controleze, pentru că ei caută cai furați, caută alte, au și ei activitatea lor. Și mai ales când e vorba de mulțime de oameni armăroace, ei trebuie să vină. Dar persoane rău intenționate, din comună, spun că primarul actual cheamă pe cei să-i amendeze ca să desfințeze Iarmarocul. Ori problema este o tâmpenie pentru faptul că dacă domnul primar actual ar vrea să desfințeze Iarmarocul, nu l-ar mai fi vopsit, n-ar mai fi reparat tarabele, n-ar mai fi amenajat probleme pe acolo și nu știu ce. Și de acolo nu are niciun interes domnia sa sau niciun cetățean din comună sau din altă parte desfințarea acestui armăroc. Deși, cu ani în urmă, la alte mandate, susținea o consilieră de atunci, nu mai este azi aici, că trebuie desfințat armărocul când o coloiază pârâul. Consilier PSD. Dar nu era problema asta, că descoloiază pârâul, că și la Onești, e lângă Trotuș. Nu se întâmplă nimic. Și la Tescan, de-a lungul Tazlăului, nu poluează. Și problema era alta, că era înființat de un consilier liberal. Și spunea că votează lumea cu consilierul liberal din cauza că a făcut Iarmaroc, îl
tulbură. Dar, în sfârșit, sunteți în chestia asta. Domnilor, avem datoria și noi, consilieri și personalul primăriei, să informăm populația corect, real, și când e bine și când e rău. Este, suntem datori să ne spunem adevărul. De la adevăr, toată lumea câștigăm sau toată lumea pierdem dacă nu spunem adevărul. Deci, sunt și persoane din acest consiliu, domnul primar, care îi vorbește lucruri aerele. Îmi pare foarte rău, să nu mai fac, nu dau nume pentru că e corect, nu știu, nu știu, ba da, trebuie să greșim. Trebuie să dați nume, domnul, ce-i corect, e corect, așa ne ascundem unul de altul. Nu-i corect. Trebuie să dați nume și... Domnule, propun să păstrăm ambianța în consiliul local, suntem colegi, o greșim. Și este iertat. Este important ca și eu am cerut scuze de la domnul Sorociu. Nici într-un caz nu fac politică. Bun. Adică așa am înțeles-o, mi-a cum pare rău dacă n-am reușit. Este imposibil să rețin în totalitate. Dar eu nu mă uit la înregistrări. Domnul Sorociu, eu nu mă uit la înregistrări. Am tocat la toată înregistrări. Spunea că așa am spus. Nu pot să fie așa aberație, dar mă dat de pe urmă. Eu mi-am cerut scuze. Domnul președinte, dacă tot ați ridicat și a spus că eu aduc organele de control sau organele de control, cei care vin în târg sunt organe independente, nu sunt supuse primării. Primarul, sigur că nu are nicio putere asupra acestor. Și nici nu vreau. Deci cât o să fiu eu aici? Cât o să fiu eu și o să îndeplinesc funcția de primar al Comunei Livez, n-am să obstrucționez, nici n-am să-i chem, nici nu-i obstrucționez, să-și facă treaba. Asta ar însemna să încălcăm legea. Și eu nu vreau să încălc legea. Ei au dreptul să vină, nu spune la primar când vine în târg, ei știu, au în ordinea lor, Ministerul de Interne au misiuni care le fac, nu anunță primar, nu anunță consiliul local, nu anunță prefect în interiorul lor, sunt niște reguli care nici noi nu le știm și nici nu trebuie să le știm, pentru că ei fac misiuni și este treaba lor. Nu ne aduc la cunoștință că vin, nu au în programul lor, în fișa lor de post, nu anunță pe mine, dar nici eu, și vă spun aici cu cea mai mare responsabilitate, nu-i chem, nu i-am chemat, ba din contra. De multe ori mai stau de vorbă și vedem să găsim o soluție de mijloc, pentru că în târgul săptămânal se desfășoară activități de comerț, în care mai apar unele lucruri, peste tot, nu mai vezi, acum la Livez am ființat noi apa caldă, că, dar ei au dreptul să controleze acestea. Au treaba lor să le controleze, să stopeze unele chestii care ar degenera, nu știu. Aici e vorba de jandarmerie, de poliție, nu mă întreabă nimeni dacă vine în târg sau dacă sună cineva la 1-2, domnule, pot să mă duc sau nu mă duc, că sunt misiuni care sunt de făcut, în afară de asta. Sunt agențiile care vin, aici nu știu, protecția consumatorului, dar ei își fac treaba, nu pot eu să-i spun că și comercianții, eu sunt convins că, în urma controlului, fiecare își reglementează, își așează, de multe ori eu nu cred că au fost amenzi, au fost avertizmente, am văzut și eu, am citit niște procese verbale. În prima fază a fost un avertizment, nu vine nimeni cu toporul sau așa, a găsit-o neregul, poate. O redrează, săptămâna viitoare, se, dacă vine în control, știi că a lăsat un proces de bar, uite, nu știu exact ce se întâmplă, nu este treaba mea, vă spun. Dar eu nu obstrucționez organele de control să nu vină într-un săptămâna. Eu mă pun în fața porții, doar nu veniți că aici suntem, nu suntem stat în stat, nu sunt eu Dumnezeu, nu vreau să-mi încalc atribuțiunile. Iar legea trebuie să fie lege. Pentru toată lumea. Pentru mine și pentru postul local și pentru comerciant și pentru toată lumea știm că suntem supuși unor legi care trebuie să le respecte. Atât am vrut să vă spun, mulțumesc. Domnul primar, numai vă spun eu, anti- sau dezinformările este și acuzațiile este nefondate au un substrat politic electoral. Da, este un iz de campanie electorală. Eu am înțeles. Da. Da. Și uite, vezi, dacă nu mai este primar cu tare, obric cu tare, nu mai este cu întrepus tot ăla. Asta este problema. Dar acum vă rog să trecem la subiect. Da, la ordinea de zi. Domnul secretar, vă rog să dați ultima pe proiect.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Nivez numărul 15 din 21.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții în modernizare drumului de interes comunal în Comuna Nivez de Subacău. Este executat. Acesta este primul punct de ordine. Primul punct. Comisie. Comisiile de specialitate și dacă sunt alte probleme, domnul primar? Comisia numărul 1, favorabil cu comisia 1. Numărul 2, favorabil. Favorabil. 2, favorabil și 3, domnul secretar. Considerăm că proiectul ăsta este, cum spunea domnul primar, este necesar. Și luăm la conștiință. Păi, sincer, anul școlar, în septembrie și până acolo trebuie să ne adunăm de lucrări. Avem și o hotărâre rămasă definitivă, prin
Dar această persoană care spune că este specialistă pe tutor, este trecută pe studii medii. I s-au anulat hotărâri de consiliu local, care tot dumneavoastră ați avizat de specialitate, întrucât distanța le-a anulat și nu o puneți în aplicare. Deci această persoană este retrogradată. Am și o hotărâre aici, rămasă definitiv în preștina domnului. Documentul hotărârii 715/2019, unde spune că se anulează hotărârea 40, din 15/10/2010, 46 și mai multe și dispoziții de primar. De ce nu se ia și nu se pune în aplicare? Mai ales, mai grav este această persoană care este trecută prin studii medii, nu mai este studii specialitate, s-a dovedit clar, nu ați avut avizul funcționar public. Deci o, nu mai spun cât în eroare. Deci ne aduce, ne puneți în eroare, avizați proiectul de legalitate, de fapt, nu este legal. Se dovedește ca fapt, că el se anulează pe lucrurile de... Și mai ales, acum mai grav este, ea mai face un raport de companie specialitate cu achiziții. Este un lucru grav, foarte grav. Că avem și o achiziție. Că avem compartiment de achiziție, că ați văzut. Acum trebuie să văd. Și mai grav este, domnule secretar, câte luni în mereu votăm acest hotărâre. Și în 2005, acum, în 2000, tot acum anul ăsta, luna a cincea. Da, tu mai simt. Tot același raport. Să fac numai greșit. Numai greșit. Bine, nu. S-a comunicat de la vedere, de la Ministerul Dezvoltării de Comunitate, că valorile au fost modificate și completate conform avizului MDRP, doamna Răileanu Olivia, pentru că s-a luat în calcul valoarea plătită când erați aici, în 2014, de UAT Livesc. Noi lucrurile nu le facem, stăm în timp de atunci, nu continuăm cu nimic. E vorba de cifre. E vorba de cifre. Și ce le facem cu toate cifre? Da. Da, domnul consilier, într-adevăr. Dar avem indicatori economici. De asta m-am dus eu. Poate ce? Deci erau vorba de indicatori economici. Eu nu am indicatori economici și faci pe care. Nu am văzut dumneavoastră. Atâta timp cât a dat avizul de specialitate domnul secretar, nu suntem specialiști. Mie mi se pare corect că avem un compartiment și-o plătim să nu avem raportul de specialitate. Atât am să spun. Nu știu cât este corect cifrele că nu sunt eu proiectant să nu fac eu, nu stabilesc așa ceva. Mie mi se pare normal, atât timp cât avem angajați plătiți în această instituție, să stau grabă deși. Trebuie să văd acești compartimente specialiști. De ce trebuie să punem pe altcineva care nu rău? Contabilul face și acest compartiment pentru investiții? Contabilul ceva? În care domnul primar i-a solicitat să nu a fost ca domnul primar de specialitate, era vorba de sumă, de cifre. Dar de ce că se fac doamna sumă cifre? Ce doamna aia plătește și doamna zi? Doamna se plătește, că ea și unul care se dată. Doamna dacă nu-i dă doamna, doamna nu-i dă doamna. Guvernul dacă banul a dat în consiliul local, am avut un buget, l-am reclamizat pe fiecare capitol și noi facem de doamna. Nu face doamna nimic. Doamna ia niște salarii aici prea mari pentru funcția care dețin. Asta face doamna. Și mai ales nu o puneți nici în aplicare, nici o sentință rămasă definitivă. Nu știu de ce o puneți. Nu știu, nu vă înțeleg. De ce o puneți? Mai grav este că ați adus-o și timp de la pensie. Și să înțeleg ce se întâmplă de nu mai avem specialiști, nu mai avem nimic decât această doamnă. Deci nu vă înțeleg. Deci, aberație foarte grav. Noi vreau să fim secretar comun. Noi, consilieri, chiar și administrația, nu suntem specialiști, trebuie să duceți. Dom'le, nu se poate. Dar avem de tot compartiment și trebuie să facă treaba. Nu se poate, domnul așa ceva. Facem de treaba, dar facem să ridicăm mâna. Aia, consiliul local nu vreau greșit. Am adorat la... Păi, când ați făcut aceste, când ați trecut-o, tot dumneavoastră ați avizat pentru legalitate și ați trecut-o pe studii superioare. Doar faptul că ați greșit și atunci. Haideți să nu mai greșim, haideți să facem treaba cu unul, de ce ascunde, nu știu. Atunci, nu văd rostul la angajat care mai stau pe mână, îl ține pe doamna și restul care îi plecă unul. O să dau un moment la timp potrivit și gata, restul. Și mă refer aici și chiar și tot doamna a fost, și cu coeficiență pentru salariu, tot doamna a fost. Raportul cu mână. Deci numai doamna. Și a fost salariul cel mai mare salariu. Este la un salariu foarte, foarte mic, cred că de câtva bănuți față de viceprimar. Tot doamna. Și are studii mie. Cum e dat acel salariu? Sau cum recuperați banii? Asta nu zic. Deci să termin cu aberațiile. Nu dăm vina numai pe privat sau dăm vina pe funcționar, dacă el nu face, nu. Trebuie să-i facem treaba fiecare funcționar. Nu suntem o echipă aici, nu suntem nimeni. Aici nu suntem, nu suntem o echipă. Fiindcă echipa asta joacă cu anumit
dau până aia. Deci când o să scăpăm de această persoană, poate comunitatea comună asta va pune în picioare. Când o să scăpăm? Până o să scăpăm, uitați așa se întâmplă la probleme. Nu facem nimic în comună, ne dăm mari, publicăm pe rețele sociale felul de probleme, dar nu facem nimic. Nimeni nu face nimic, ținem totul blocat. Și cred că ține blocat, ca să spună, uitați domnule, nimeni nu sunt capabil. Adică să-l pun într-o postură foarte proastă pentru un factor privat. Să spună, băi, nu-i comedie, nu știi nimic. Pe de asta le încurcă. Deci eu asta văd rostul. Încurcă. Limitați problemele. Deci eu vorbesc pe documente, dar nu respectăm niciun document. Ce rost are să-mi dea urmă? Face numele cum vreți. Am terminat treaba. Adică, ea are voie să iei salarii, are voie să iei studimente, are voie să iei... Noi suntem doar noastră. Mai sunt intervenții? Nu mai sunt. Da, secretar. Da. Domnul președinte, supune la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Păi nu spune nimic, e ilegal. Eu mă țin din cauza asta, fiindcă nu pot vota așa ceva. Deci, eu mă țin. Nu poți să vă ținem la văzut ca să fie 20 de case, să mai fost anulează în cerere. Să fie 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voturi pentru președinte. Acum o să numărăm și cu societăi potrivite. Eu merg pe ce modernizare de telefon. Dar mă, nu se face. Da, așa este. Deci nu cred că ai votat ceva. Așa este. Dar vine din nou ea. Fică să îngreșim ceva și nu se vede. Nu se greșește. Dar ce se vede? Sunt înregistrat, să vedeți că vine din nou. Aceasta dumneavoastră. Nu sunt greșit, așa sunt grea. Tu ești de acord cu primul punct de vedere de zi care ți-a fost? Cum să nu fii de acord? Dar nu faci parte? Doamne ferește, eu știu ce-am de făcut, ce-i de acord? Cine este împotrivă? Domnul consilier, cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Nimeni. Sau abține? Abține, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Să se lucreze cu oameni cum vedeți. La abține. Patru abține. O să ne vedeți la următoarea ședință. Nu se lucreze, dar se abține pentru că nu are încredere. Păi nu mai avem încredere dacă luna 5-a s-a votat, o dată. Sunt jucă. Păi de asta lucrează. Se încurcă lucrările, se termină imediat să ai fugit din mara. Nu faci nimic. Se spune posibil că nu vrei de bine, că nu votează. Nu, nu vrei. Hai să votăm corect. Să facă 5 de ori. Nu conta. Privire la
acest proiect, un partener de specialitate care să pe investiție ar trebui să se ocupe de, de chestia asta, de, de problema asta. Aveți o problemă, vă întreb. Ascultați-vă. Vă rog. Vă rog. E acel indicator economic. Nu am probleme. Dacă am probleme cu cineva din cadrul meu, eu o să vă comunic. Pentru că nu am probleme cu, cu persoane de la achiziții, chiar nu am nicio problemă. Așa am considerat, poate, dar noi trebuie să ducem... Dar nu vă spun, dar tot timpul sunteți, să nu chiar ce nu trebuie să faceți nimic. Da. Deci... Dar nu care conduce, nu clar. Nu, în momentul când o să am, o să fie o problemă, o să comunicăm în consiliu. Vreau să vreau să vorbesc. În consiliu se iau multe decizii. Chiar dacă unii dintre angajații noștri, a, spune ce, cine e Consiliul Local? Am, am întâmpinat. Eu asta vă spun. Cine e Consiliul Local? Cine e? Și de ce e Consiliul Local? Să documenteze, să înțeleagă ceea ce înseamnă Consiliul Local. Eu nu trebuie să fie mulți, mulți. Câteva persoane de aici au spus că, domnule, echipa, că e Consiliul Local, nu este competent. Eu vreau să vă spun că am avut o discuție cu ei, această temă. Atâta timp cât în comuna Livez, și vă spun, asumat. Sunt șantiere și se lucrează și datorită, și datorită Consiliul Local se întâmplă aceste lucruri. Pentru Consiliul Local noi votăm aici niște lucruri. Deci se întâmplă, putem face școala la Poiana. Deci este mereu și al Consiliul Local și al consilierilor. Nu al numai al eu pun pe hotărâre, trebuie să facem asta. Dar în Consiliul Local se hotărăz lucrurile. Și ei spun, doamne, Consiliul Local, care e Consiliul Local? Păi Consiliul Local își face treaba, cum e, da? Că noi avem dreptul să votăm, să nu votăm, să ne abținem. Asta e democrația. Dar toate aceste proiecte au trecut. Că eu sunt convins și opoziția. Mai stau și ei încordați, domnule, că prea se face sau... Aia e politică. Dar se uită să vadă, sunt, sunt voturile de a trece, dacă nu ridic și ei, mă, să povesti lucrul ăsta. Dar nicio problemă. Deci, deci eu de când sunt aici, în funcția asta, nu am avut probleme, nu mi-au trântit proiecte de hotărâre. Chiar dacă sunt discuții mai compoase, mai... Că așa e normal. Asta e democrația. Eu nu mă dezic de asta. De asta și în primăria Livez, eu cer să filmez, să le vedem, să le punem, să vadă lumea, să înțeleagă, pentru că sunt constructive. Eu sunt convins cu domnul Costea, vă dat dacă trebuia, băi, ies, ot, hai să fie, să-i dăm un lucru. Vă spun că am luat nici un lucru, dar ce se dă, votam toți, dar majoritatea există. Este majoritatea, am înțeles. Și nu se l-a votat domnul primar. Nu știu că această discuție cu privire la drumul este nesfârșită. Noi am uitat de când discutăm această problemă, de care nu se mai finalizează. Și atunci, noi suntem de vină, că nu se duce la nesfârșit sau executivul care trebuie să ia de sensa să dăm în practică hotărârile Consiliului Local. Nu noi vreau. Suntem problema asta de ani de zile. Nu mă încurc. Asta mă, asta mă mulțumește. Aproape vreau să spun că nu mă am încredere că în, în conjunctura actuală mai putem face ceva. Domnul... Asta este punctul meu de vedere. Domnul Costea, hai să vă spun și pe rog, dumneavoastră, trebuie să aveți încredere în mine. De ce vă spun lucrul acesta? Eu sunt viceprimar cu atribuțiuni de primar. Eu trebuia să, datoria mea și felul de a fi până se facă alegeri, să mențin. Atât, da. Să mențin această primărie, să putem lua o autorizație, să putem avea un backup, să vină primarul ales. Eu mi-am asumat mai mult decât ceea ce trebuia să fac. Pentru că, și vă spun aici, lucrările erau în derulare. Cu această majoritate, cu dumneavoastră Consiliul Local, trebuia să ne ducem la capăt. Când e mai important, trebuia făcut mai târziu, dar s-au făcut. Aceste lucrări puteau fi oprite din momentul când s-au întâmplat și s-au întâmplat de primărie. Eu m-am asumat și vă dau exemplu la Târgu Trotuș. A fost cu mandatul trecut, s-a întâmplat ceva cu primarul, în funcție primarul ales, viceprimarul, prin ordine de prefect, a automat preiect, asta e regulă, să legi, nu îi facem noi la Livez sau... A preluat, când a văzut cu ce se întâmplă aici, în funcția de primar, și-a dat demisia. Domnule, nu pot să duc asta. Eu mi-am asumat lucrul ăsta. Că trebuia să mergem înainte. S-a întâmplat. Poate să reglează, poate să așează pe timp. Pentru că au fost chestii care s-au mers în instanță, trebuia cineva să ia taurul de coarne. Și eu sunt acea persoană care nu ia taurul de coarne. Și mi-am asumat. Eu puteam să stau bine, mă dădeam în spate, domnule, nu care treabă. Puneți-vă, spuneți-vă. E, acolo trecea timp. Lucrările alea vedeți că vin tot timpul și ne ducem. Se tergiversează. Dacă nu e nimeni pe aici, este foarte greu. Deci, ați înțeles cum stau lucrurile cu mine. Eu, din punctul meu de vedere, trebuia să stau, să nu mi-asum unele lucruri. Și să cer tot timpul. Doamne, faceți alegeri, veniți cu primarul ales, veniți cu ăla, să vină să facă. Mi-am asumat. Mi-am asumat pentru că în viața mea am fost un om asumat.
Eu în viața mea am răspuns pe ceea ce fac și sunt capabil că în momentul când știu că nu pot să fac ceva, îmi dau demisia. Eu am plecat, m-am arătat la masă, frate, atât am făcut, n-am timp, mai mă este vorba de că mi-e rău, mă doare și dintr-o parte sau în alta, și plecam, mi-e redam și... Dar trebuia cineva și trebuie cineva să facă și lucrurile astea. Pentru că era o lucrări în derulare, era un lucrări care trebuia să... Nu știți toate, nu știți când trebuia să fie și demis? Nu știu asta. Trebuia să vin în toală cu viceprimar cu primar? Trebuia să fac jocuri? Nu s-a mai întâmplat. Nu știu. Da. Nu știți multe. Domnule consilier. De asta, eu vreau să închei și în discuții de voastră. Poate să continui, dar în mare vom vedea care este situația. Dar noi v-am așa să am trebuit. Vă mulțumesc. Vă rog. Să fie clar pentru toată lumea, Consiliul Local este forul suprem, reprezintă Parlamentul în comună, și că primăria, în tandem cu Consiliul Local, soluționează problemele locale. Să fie clar pentru toată lumea. Asta este legea, n-am făcut-o eu. E făcută din Parlamentul României în urma Revoluției din 98. În al doilea rând, domnule primar, aveți aceleași drepturi și îndatorii ca și primarul ales prin lege, că legea spune clar, dacă este condamnat definitiv primarul ales, automat viceprimarul preia toate atribuțiile, numai puțin, una, două, trei. Pentru că nu poate o localitate să stagneze sau să frâneze, sunt proiecte, sunt angajamente, sunt probleme care deviază probleme. Nu pot fi oprite din cauza că o pica primarul ăla. Și dacă domnul Ichim Sorin și-a asumat această răspundere, a scutit comuna de cheltuieli grele pentru realizarea altor alegeri, bani care nici nu existau. Și dacă prefectura nu a decis alege înainte de termen, deci anticipat de primar la revers, se datorește faptul că cei de la prefectură coordonează problemele și probabil, zic eu, or fi mulțumiți de activitatea actualului primar. Nu vreau să-l luau, nu vreau să-l plătesc. Vorbim realitate. Conduce comuna cu aceleași drepturi. Este ordonator de credit, este șeful instituției și așa mai departe. Domnilor, cu permisiunea dumneavoastră trecem la subiectul 2. Eu am luat să fie primul subiect pentru că pe procesul meu verbal le-am inversat. Asta e treaba mea. Bun. Trecem la subiectul, la proiectul numărul 2. Domnul secretar, vă rog să-i dați citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparație școala gimnazială, amenajare și dotare cu locuri sanitare și reparații fațadă, sat Poiana, comuna Gireș, județul Bacău. Comisiile de specialitate. Comisia 1. Aveți favorabil. Favorabil. Comisia 2, domnul Ane. Da. Comisia 3, la fel, favorabil, domnul secretar. Și vă mulțumesc și procesul verbal al comisiei. Semnat de toți membrii, deci tot sunt de acord. Dacă sunt discuții, tot domnul Sorogin. Mai este altcineva? Bun, atât, domnul Sorogin. Domnul Sorogin. Costia, da, două persoane, bun. Da, e aceeași problemă, tot doamna contabil apare pe raportul de specialitate. Deci nu există fără doamna, pentru că le adă. Dar mai grav este, domnule secretar, cine a spus aici, ce s-a făcut noi, ce trebuie să vă mânea suma de mine? Uitați, nu este ștampilat, nu este avizat de mine. Era făcut dumneavoastră. Ce vrea să spun? Asta am vrut să spun, domnule secretar, că este incompetent ceea ce se face în comuna noastră. Păi lăsați un om de ce a dat aviz de legalitate, vă întreb de ce a dat aviz de legalitate. La ce? La acest proiect. Uitați ce se întâmplă dumneavoastră. La
La proiect, da, da. Păi și cum ați avizat acest proiect? Pentru că este un inițiator, domnule. S-a făcut un raport al compartimentului. Nu mai dați vină numai în prima, domnule, care mă întâmplă. Faceți-vă treaba, domnule. Cine prezentați vă în Consiliul Local? Ordine goală. Eu, întâmplător, am fost domnul primar al partidului. Da, nu vină pe primar. Există oameni de specialitate în domeniul financiar. Și ați aprobat acest proiect? Când nu trebuia să facă el. Lasă vreau să vă spun. Eu noroc că m-am dus la primar, fac parte din Comisia de Finanțe, am avut o discuție cu domnul primar și mi-a arătat toate documentele necesare care s-au făcut. E, atunci m-am convins, da, pe l-am întrebat să nu fac voi legalitate, că e expus orice nu-i risc. Poate asta și se urmărește, să facă voi legalitate. Dar dumneavoastră, ne-ați trimis în plic cu aberații, ce să votăm noi aici? Uitați-vă, eu îl votez fiindcă am văzut acela, semnă, dar noi ce să votăm aici? Aceste documente au fost la discuție. Pe ordinea de zi, atât timp cât nu aveți... Nu stabilește ordinea de zi. Dumneavoastră asta, domnul secretar, eu nu stabilește ordinea de zi. Noi, echipa care lucrăm, dar dumneavoastră aveți o problemă cu mine. Da, domnul, domnul, avizați, aia ducem în instanță, ajungem în instanță, aveți probleme. Dar nu știu hotărâri care se amânează. Asta avem probleme. Asta vreau să vă spun. Păi, eu o să votez acest proiect, asumați la acest deviz care mi-a spus dumneavoastră. Nu l-aș spun eu, că nu-i devizul meu. Ăla este anexă la raportul compartimentului de specialitate. Proiectul, nu secretar, proiectul este semnat de dumneavoastră. Da, proiectul. A pentru legalitate. Da. Și este legal pe ceva? În baza unor documente care mi-au fost puse la dispoziție. Care e un document care mi-a fost nou? Devizul acesta mi s-a pus la dispoziție mie în legătură cu raportul compartimentului de specialitate. De cine este asumat? Uitați, vezi că am uitat. De cine este asumat? E scosă de pe internet? Uitați. Este o ștampilă, asta avem noi și nu știm ce se investește. Doar grup sanitar, dar la fațada aia este veche, este o lucrare veche. Ia, se pune polițienii de 10, se pune altceva, mergem pe aceeași structură, o facem, grupul sanitar îl facem în interior, îl facem afară. Cum? Nu trebuie să ne spune ceva. De ce nu se lucrează transparent cu noi? Asta vreau să vă spun. De ce nu trebuie să vedem noi? De ce nu trebuie să știm nimic noi? Doar trebuie să votăm? Asta vreau să vă spun. Nu trebuie să vă spun altceva. Este foarte bine să faci investiții. Este foarte, foarte bine că s-au dat o măcar acolo de investiții. Uitați, eu asta l-am văzut și viața așa tot, dar vă spun. Asta e problema. Nu ne puneți documentația la, dar să știu și noi. Trebuie să ne interesăm. Aceasta este documentația care a stat la baza emiterii raportului compartimentului de specialitate. După ce s-a emis raportul compartimentului de specialitate, care l-a întocmit doamna contabilă, domnul primar a întocmit expunerea de motive. Nu este așa? Da, domnul Surugeu a văzut. Eu aici țin să cer eu scuze că la ședința de la ședințele de comisie nu le-am pus la dispoziție. Acum eu domnul, să spuneți că de ce n-am scris cât am vorbit amândoi. Domnul Surugiu, exact cum a spus, că s-a venit la mine în birou și exact problema asta a spus. Domnule, dar nu, noi avem ceva care nu este asumat. Și am pus documentația. Documentația le-a și verificat. Nu pare rău că nu a fost. Noi dăm niște bani când nu ucem. E normal. De ce bază dăm noi? De ce au fost semnat? Acestea sunt documentele care stau cu valorile și cu... Le-am văzut. Am văzut cum așa, aceste documente nu au fost la dispoziția mea și mi-era imposibil să vi le trimit fiecare prin poștă. Nu trebuia să-mi chemați. Cu 5 zile trebuie să-mi chemați, subiem la primărie, să-mi invitați. 5 zile să punem mapă unui consilier. Un asemenea dosar nu se studiază în două ori. Asta nu era mapă. Păi, n-am avut la dispoziție. Și noi ce-ți votăm aici? Acest hârtie e goală. E bine, bun așa. Până acum să vrea să nu vi se întocmesc, nu se trimit documentele dormite. Dar și trebuie să le ducem, măcar hârtie care ți-o legat. Hârtie legală a asumat. Nu am avut la dispoziție. Și ce ați trimis? Nu te v-ați trimis. M-a asumat noi. Mi l-ați asumat. Bun, dar acum... Eu l-am văzut și spui mână. Considerăm că totul e... Este ok, da. Dar ce am văzut este normal, n-am spus nimic. Da. Domnul Costia, da, dacă mai aveți. Da. Dragi colegi, simt după ani de zile de nemulțumire și de disperare, cum vreau să o altă, pot să spun că am avut ocazia în decursul mai multor ani să mă exprim privind la nerealizarea acestui obiectiv care reprezintă școala Boiana, atât că privește fațada, cât și WC-ul. Se pare că, încet, încet, lucrurile par a se mișca. Nu știu,
Și dacă ca lumea să înțeleagă, pentru că lumea sunt cetățeni care vizionează această ședință de Consiliul Local. Noi, Consiliul Local, cât ține de partea legală și tot ce ține de aprobări și de tot, suntem de acord. Că executivul de curs, oamenii nu au avut interesul să pună în aplicare sau să finalizeze această școală începută de mai bine de 10 ani de zile, este rușinea celor care au fost până acum în executivul Comunei Livezi. Doar două cuvinte vreau să spun, cred că este prima dată sau a doua oară. Eu am să-ți ferici, Sorin, pentru că ai înțeles situația. Se pare că încet, încet, încet să te delimitezi într-un fel de nebunia asta care are loc în Comuna Livezi și ai iubit la urmă de partea. Așa trebuie să făcute lucrurile. Cu sigur te răspunde și dacă, și dacă până la sfârșit, la începutul anului școlar, reușești să termini lucrarea asta, este te fericiți. Este o școală, a doua școală ca Marie din Comuna Livezi, cu foarte mulți copii, care de multe ori nu prea a fost băgată în seamă, nici de cei care erau implicați direct în grebația și se pare că ai înțeles fenomenul. Și mă bucur cu chestia asta. Și te fericit încă o dată. Doar pentru că așa trebuie să întâmple. Trebuie să te încurajezi, pentru că așa trebuie să întâmple în Comuna Livezi. Da. Și eu vreau să mai spun ceva. Și eu țin să-l felicit, că măcar a avut curaj să ducă până la cap. Să bată ca să nu se facă nimic. Păi da, asta era interesul să facă nimic. Era interesul, ținut să nu se facă nimic. De asta s-a pus un vicii primar, s-a pus. Și să-l ține pe loc. Șantajându-l, mă să spun la momentul la devere, șantajându-l un fel și pentru că să nu facă nimic. Cum face, cum te devine. Mă să spun la devere, dar acum îl felicit, măcar încerc să te limiteze de această persoană. Da. Probleme sunt de da. O secundă, dacă mă lăsa și Mulțumesc domnule consilier Costea, mulțumesc domnule consilier Surugiu, mulțumesc la tot Consiliul Local, la toți consilierii, că au înțeles, au înțelepciunea de a duce. O parte dintre domnii consilieri sunt noi în Consiliul Local, lucrăm cu ei, dar să știți că m-au sprijinit cât au putut, când au putut, poate au mai fost contri. Și asta vreau să vă spun. Eu am apărat tot timpul Consiliul Local și ăla, că fac parte din rândul consilierilor. Noi suntem toți puși aici politic. Noi avem în spate, avem responsabilități și față de cetățeni, dar și față de organizația din care facem parte. Mai puțin eu, că am avut, s-a întâmplat cu partidul care fac parte și eu puteam să mă am, să fim doi de aici. Adică dacă luăm în calculii politici. Doi oameni suntem într-o consiliu. Dar am reușit de a făcut majoritatea. Și fac majoritatea, că vedeți că sunt multe proiecte aprobate cu majoritatea din Consiliul Local. Am reușit să avem o majoritate și nu am avut probleme cu proiectele până acum și fericit. Încă o dată și vă spun că sunt convins. Jucându-se politic, cine înțelege, opoziția mai stă și ei. Mai ciupească, nu știu ce, dar dacă era chestii care să nu treacă. Aici nu este opoziția. Deci noi nu am avut probleme de astea. Genul ăsta. Să știți că sunt primării cu majoritate a primarului, din formațiunea din care face parte, și nu-i trec proiecte. Deci înseamnă că... Cine? Majoritatea. Cum? Fiind cine? Pentru că sunt mulți care se abțin. O parte din deci majoritatea care a plecat la drum au fost PSD, deci care s-a făcut de-a fost viceprimarul. Și vorbesc aici asumat. PSD cu PSD-ul. Dar majoritatea... Un pic urmează, doamna, să înțeleagă că doamna este una din care a respins cu 5 proiecte. APA, Centru Civic, da. Tot acela urmă. Sau să dau, în ședința următoare, o să vă prezint proiecte de hotărâre în care le-au respins. Proiectele eligibile, proiectele de care au fost respins. Acum doamna spune că, dar ce proiecte a dat dumneavoastră? Spuneți un proiect care l-ați dat dumneavoastră și ați dat dumneavoastră. Vă zic eu, bă, Sărăciu, măi, dar v-ați fost și foști de vreau. Asta a fost. Cum este să zice dumneavoastră, faceți ilegalități aici? Să nu știți ce zice dumneavoastră. Eu n-am văzut un lucru. Ia vedeți dumneavoastră la ce proiecte v-ați dat. Când ați votat un copil. Ați hotărât că apa nu trebuie în Consiliul în Comună, nu trebuie apă, dar mai grav vrea să mărească taxa.
și impozite. Taxe și impozite, că apa dumneavoastră așa se rezolvă. Se strânge ca timpul comunismului. Cine ai nu rezolvăm problema de apă, nu s-au putea să te crești, ci rezolvăm să prin taxare. Așa înțeleg, doamna. Doamna, așa înțeleg. Așa înțeleg, doamna. Nu mă duc bugetul. Bă, dar știi ce bugetaneți? Aveți o investiție cu o problemă de investiție în buget? Hai ți-o mai probleme de luat în bugetul. Sau să-ți în bugetul meu? Doamne, o să rog eu. Am ce vizată, super. Ei, nu se revedu să vadă, doamne, așa că îți vreau ca să-ți fac ceva de luat. Pe Facebook să vadă. Deci, și nu trebuie să pun pe alt... S-a întâmplat pe noi? Și nu fac nici un lucru pentru specialitate. Dar ai încălătă tu, pe ce îi pui? Eu acum sunt acuzat de faptul că am dat unii anumite salariate din primărie care, ascund domnul Sorogiu, este cu studii medii și a fost imaginea la... Nu, a dat distanță! A dat distanță, nu eu! Nu, lasă-mă de care. Eu am pus-o pe ea să fac un raport al compartimentului specialitate. Eu nu pun pe nimeni să facă raport al compartimentului specialitate. O să faci zi, o să faci zi, mai departe, să vedem ce se întâmplă. Dar deja ați făcut. Nu, o să fac arma din nou, la șoții penalte, fiindcă nu se poate așa ceva. Avem compartiment aprobat în Consiliul Local și nu se lucrează. Păi nu se lucrează în ceva apelații. Dar poate s-a considerat că era, întrucât era sumă, era o problemă financiară. Nu se consideră nimic, dacă trebuie să se casează în bancă, acel post, arată-mi și ce vrea. Nu se exclude așa ceva. Nu există așa ceva. Nu suntem acasă, domnul secretar, acasă să decide noi când facem, nu știu, cărăm apă sau nu suntem apă. Nu, deci, e bucătărie în banii publici. Avem banii pur la dispoziție, nu sunt banii noștri, nu la mine, nimeni. Toți se pătrebuie din comună. Care trebuie să facem treaba. Dar nu l-ai întrebat. Domnul secretar. Domnul secretar nu a vrut. El a pus la dispoziție, eu am chemat, pentru că v-am regretat de ieri și domnul Cosescu. Este vorba de indicatori economici. Doamna face, deci compartimentul achiziției face achiziția, dar în spate. Și investiția. Și investiția, da, așa se duc la dar în spate, partea economică și în speță contabilă sau... Nu face nimic contabil, domnul contabil doar duce la îndeplinire hotărâri Consiliului, că nu face nimic. Noi hotărâm, nu vrem hotărâri că vrea cineva în lume. Nu vrem. Noi hotărâm ce este și bugetul, și investiții, atunci... Bun. Că nu vreau să vedem aici. Până la urmă, avem pe masă un proiect care așteaptă de ani de zile, eu asta am înțeles. Dacă vreți să fac o analiză, o poți face așa, da? Un proiect care așteaptă din, nu știu cât o să-ți dau cu astea, de 10 ani, nu știu. De mai bine. A venit 10 ani. Astăzi putem discuta pe această lucrare, și ne-am asumat. Reparare, și ne-am asumat-o și ne-am asumat. E clar, da? Da. E clar. Domnilor consilieri, nu? Da, în legătură cu avizul respectiv, noi, consilierii de la Revez, nu suntem niciunul juriști. Nu, am și spus. Pentru că nu suntem juriști, noi verificăm fiecare proiect dacă este semnat pentru legalitate de secretarul Comunii Revez. Ca urmare, noi, în baza semnăturilor de legalitate, proiectul îl punem pe ordinea zi și îl discutăm. Să fie clar. Bun. Asta nu înseamnă că proiectul nu este bun, că se va unul care nu are studii superioare. Domnule, sunt oameni care din naștere sunt inteligenți și sunt oameni cu două diplome și sunt afon. Așa, doamne, sunt inteligenți. Așa. S-a pus arătul. Și rău intenționați. Și oameni bine intenționați. Asta este lumea. Domnilor, supunem la vot, domnul secretar? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a obținut cineva cu numele mâna cinstă? Și dacă doriți să repetă numărătoarea. Nu. Pentru că s-a văzut. Da. Trecem la punctul 3. Și ar să urmăm, facem o listă. Cine se înscrie pentru punctul 3 la discuții? Facem o listă. Cine se înscrie? Vă rog, că închidem lista. Deci, domnul primar este prima persoană. Dacă cineva, a doua persoană, cine? Domnul secretar.
Atât timp cât este invitat. El nu se vorbească, acum acolo și nu se vorbească în ultimul. Ce înseamnă treaba asta? Un invitat vorbește... Dacă fac politică.
Deci desfăcut bine. Dacă vreți să, să vă dau, să vă dau o, o sumă, deci dau limonare 1 milion de euro. Eu vă întreb, domnul primar, ce treabă are acele? Nu consiliu local. Asta este întrebarea mea. Păi, acum nu știu, instanța o să trebuie să... Dacă, dacă suntem chemați în, în judecată, Consiliul Local, Primăria Lumiesc și drumurile, drumurile naționale. Automat drumurile naționale neavând un inventar cu apă. Deci dă cine, cine este administrator. Administratorul suntem noi, deci Consiliul Local. Da? Și trebuie să ne justificăm. Noi trebuie să venim să ne apărăm. Pentru că da. Ce s-a apărat, mă întrebă, ce s-a apărat? Dacă nu s-a accidentat, ce s-a apărat? Nu era mea. Nu. Deci noi trebuie să punem la... Nu știu concret cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat acuzat noi? Știm de ce se prea acuzat. Ce s-a întâmplat? Iar când acuzat. Nu știu exact. Eu am dat un pic. Ascultați-mi. Nu vreau. Nu vreau să vorbesc mai mult. De ce v-am spus? Ascultați un pic. Iar acum să trebuie chemați în instanță. Iar nu pot să vorbesc. Eu v-am spus în mare ce se întâmplă. Vă spun valorile. Dacă vreți studiați că dosarul este, arată cam așa, și la grosime și aici cu documente, cu probe, cu procesul verbal de la constatarea organelor poliției rutiere, sau ce vrea. Iar noi, ca și eu, ca și reprezentant al instituției, o trebuie să ne punem, și o să ne punem avocați, pentru că ei merg în casă de avocatori. Iar noi nu putem să ne apărăm fără să avem oameni de aceeași măsură să poată să, să ne confruntăm. E posibil să pierdem? Domnul primar, spune noi ce nu trăim acum. Avem un accident care a avut loc în 2017. Niciodată nu s-a discutat problema Consiliului Local. Și veniți acum în 19 Consiliului Local, că suntem de data judecată. Dar nu aștept de data. Eu nu aștept, nu aștept. Păi de ce? Care? Cu ce? Cu ce suntem mai acuzat în Consiliul Local? Nu știu. Păi și atunci de ce ne vedeți? Și nu trebuie să da, dar ce s-a apăr eu? Vă rog să spuneți, dar ce s-a apăr? Să ne punem la dispoziție documentele. Cu ce privire la ce? Ce se face? Ce am greșit eu dacă se consideră local? Că mai să spuneți. Nu, nu, eu nu, 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 nu. Deci este chemat în judecată Consiliul Local, nu spune că e chem, că e coacă, nu mai știu care se chemă de aici, în momentul de față. Acea, acel accident s-a întâmplat în urmă, în urmă cu 3 ani, 2 ani, 2 ani, deci 2007, poate chiar cu timpul ăsta, deci data de 10 în iulie, în care a rezultat accidentul. Persoana, partea vătămată sau ori, care a ieșit, vătămată, da? A chemat în instanță, care e dreptul ăsta. Să spună că, domnule, din cauza unor probleme, s-a întâmplat lucrul ăsta. Noi trebuie să venim. Asta vreau să vă afirmă că o acuzație gravă, că acolo nu ar exista ceva, ce trebuia... Deci, ascultați ce vă spun. Nu o să vă spun mai multe, dacă dumneavoastră puteți să veniți aici să vă uitați pe drepte. Nu vreau să vă același lucru s-a întâmplat, și pe drumul european s-a întâmplat același lucru. Câțiva ani în urmă, o persoană și-a pierdut piciorul, i s-a mandat piciorul datorită faptul că pe drumul respectiv parapeții nu mai erau sau erau altfel. Da. Și a primit dispoziție 1 milion de euro. Deci chiar, vă rog frumos, așa să nu cere, să vă dau, eu v-am spus exact speța, iar de aici încolo, chestii tehnice, juridice, deci o să fie expertiză, contraexpertiză, o să vină, o să ceară documente. Asta se ocupă altcineva. Eu v-am adus la cunoștință de acest proces, pentru că este vorba de o sumă în care noi, dacă nu ne apărăm sau trebuie să facem, ne apărăm. Trebuie făcut, eu trebuie să suntem vinovați, nu suntem vinovați, trebuie să fim la dispoziție. Dar fiind o anchetă juridică, nu pot să vă dau mai multe informații. Eu, ca dată, nu știu, ne pregătești noi. Primul pas care e, trebuie să facem o întâmpinare.
Deci trebuia să facem o întâmpinare la chemarea judecată, da? Acea întâmpinare o fac avocații care... Dumneavoastră, eu vă întreb aici, sunteți de acord să ne apărăm sau să lăsăm lucrurile așa? Deci eu, până la asta, vă spun ceva. Conform legii alesului local, a meu ca și consilier local, eu știu că nu știu la atribuțiune. Corect. Nu are nicio treabă la atribuțiune. Mie, ce spuneți dumneavoastră acum? Dacă executivul a făcut niște chestii care... Acolo e vorba din proiect. Dar eu nu cunosc statutul alesului local, știu care sunt atribuțiunile și nu mă gândesc în problemă. Problema este următoare. Un dosar, că este întemeiat sau că nu este întemeiat, se judecă. Treaba asta că dacă este temenic sau nu temenic acuzațiile depinde de instanță și de apărare, nu depinde de noi. Iar eu, ca și dumneavoastră, noi în calitate de consilier local, nu am cauzat acel accident. Nu am cauzat. Nu aveam noi, cum să spun, datoria. Și noi vom avea să facem cercetări. Cercetările fac organele specializate. Din câte știu, accidentul a fost noaptea. Din câte am aflat, vehiculul respectiv nu era înscris în ceva. Dar nu e treaba noastră. Nu știu dacă persoana respectivă avea să nu avea permis. Domnilor, vorbim ca la Iarmaroc. Da. Haideți, domnule consilier, vă rog mult. Vă rog, domnule consilier, eu închis această discuție. Deci doar am adus la cunoștință că pe rolul instanței se află acest și e corect din partea vreau să mă anunț. Să și nu ne trebuie în domnul, să vedeți cu domnul, dar nu am făcut un potrivit. Și adaug eu, nu că o persoană chemată în instanță, acuzată sau presupusă, așa, dacă nu se apără, legea prevede că este vinovat și plătim bani. Hai să trecem la probleme reale, care țin de comuna de Vest. Într-adevăr, domnul
domnul primar a pus în derulare proiectele respective care chiar sunt de bun augur. Dar, în primul rând, trebuie să mergem, și domnul viceprimar, trebuie să mergeți pe teren să vedeți că drumurile din comuna Livens nu sunt bune deloc. Și mă refer la dumneavoastră, dumneavoastră, cred că sunteți viceprimar și sunteți direct implicat în chestia asta. Și dumneavoastră nu v-am văzut deloc ca să faceți dumneavoastră ceva, să aduceți ceva, să, măcar să modernizați, să duceți niște balast undeva pe Valea Rea. Pe Valea Rea au pus cineva niște balast, dar m-am împiedicat în el. A rămas cu mașina blocată. L-au răsturnat și nu stat așa, în mijlocul drumului. Așa e doamna. Da, și mie mi s-a întâmplat. Da, și puneți și dumneavoastră, pe acolo ați venit. Și pe Bălănea asta, ați văzut, pe Bălănea asta, au fost oamenii ați văzut zirea pe tatăl. Ce s-a întâmplat, domnule, dacă Bodoia așa mai funcționează? Un pic, domnul Costea, un pic. După aia, pe Bălănea asta, cetățenii din Bălănea asta sunt rupți de realitate. Ea acolo nu poți să ajungă cu, dacă un incendiu ceva, n-ai cum să ajungi acolo. Știți, domnul primar, știți despre ce este vorba? Aveți multe treburi, dar trebuie să vă implicați și în treburile astea mai minore, mai... Da. Nu sunt chiar minore așa, dar dumneavoastră v-ați axat pe proiectele care o să meargă în derulare, o să conțin. Da. Dar sunt voi implicați și în astea de aici, care se zic cu zi. Vine apa... Da. Cam înțeles, nu ai discutat așa data trecută. Păi am discutat degeaba, domnul Lugu, dumneavoastră, chiar nu se lege aici. Da, eu merg cu mașina mea personală. În cauza, mașina. Și cred eu... Cine vă zic făcetul? Viceprimar? Dar e nimic orice implică să obții pentru noi bine. Eu n-am nimic personal cu omul ăsta. Dar se bată greu. Problemele care sunt viceprimar, el a fost în concediu. Să vedem luna următoare cum acționează la ce ți-a spus dumneavoastră. Dar nu, eu nu vreau să aștept luna viitoare, nu mi-l lungă, înțelegeți? Dumneavoastră s-a greșit cu bicicleta, da? Dacă a fost în concediu, domnule, poate și-a adunat mințele. Din concediu? A fost în concediu și așa a reținut. Problema drumurilor, care e adevărată, da? Va trebui să demonstreze domnul că își face datorie. Dacă nu... Când vorbim de chestia asta de bună amintire, nu, poate nu, aici vreau să vorbim. Eu am cerut de demisia lui, fiindcă nu-i treabă de acum. Eu nu... Primar de dat timp. Dar ce mai bine? Hai să uităm la vot așa, dacă are majoritatea sau la majoritate. Să vedem cine mai vrea în Consiliul Local și cine nu ne vrea. Nu reprezintă Consiliul, mie mi se pare că nu. O dată 50 măcar nu are atribuțiune. Dar poate... Facem așa, formal facem, nu cu coi cu nu ne interesează nimeni postul. Nimeni nu nume. Doar interesează, e pus aici de majoritate. Domnul... Dar ce competență? Dar poate... Poate tânsul nu-i lăsa să facă treabă, domnul. Ești lăsat să facă treabă, domnul? Domnul președinte. Comunal... Aveți o colaborare bună, dar să facă treabă. Cătățile următoarea votare vor vedea pe cine o țară avea din nou. Eu nu am nimic personal cu nimeni. Eu doar cu noi am nimic personal. Acele probleme ridicate de fiecare consilier în parte. Da, într-adevăr, nu, eu circul mai mult pe drumurile astea și nu sunt bunii drumurile deloc. Adică, de zic că am mâncat strada viitoare, sunt la drept de 20 milioane în Bucșărai. Pentru ce? Și da, stăm aici, ne mai gândim. Dar nu ești angajat cu mine, nu poți să primești mașini. Da, dar cum să zic că... Cum ești cu mine, așa e, dacă primești mașini de serviciu. A semnat, domnul Bucșăr, da? Da, domnul. Bine, problema este că viceprimarul actual este pus politic. Bun, și politic, domnul, comuna are nevoie mai de politic? Are nevoie să avea? Da, domnul Osorogeu. Dictatura PSD și-a spus cuvântul. Pentru că au majoritatea în Consiliu și atunci când au candidat mai mult la funcția de viceprimar, o l-au scos din domnul Gavel, îl respectăm. Dar dacă nu corespunde, îl înlocuim. Dar eu cred că deci am comisia comună, ISU, prefectură. Trebuie să, oricum zilele astea o să vină, să vadă exact ce s-a întâmplat și unde este. Și după aia dăm drumul să facem ceva. Poate în loc și de la... Le-ai pus în drum, dar nu mai trebuie comisia la încălare, da, ca să vadă că e de derogat și trebuie făcut investiția acolo. Da. Când ai trimis omul acolo, de fapt, deci ai înfată. Domnul Crăciun, da, hai să... Da, de ce fac domnul Cătoare? Eu am comentat, nu știu. Ce vorbea? Domnul Cătoare e rău. Hai că am vorbit și o să aflui și plimbare rău. Cine urmează să spune la Cătoare?
ședință, așa. Domnilor consilieri, domnule primar, îmi face plăcere să particip la ședințele Consiliului Local, pentru că, pe lângă importanța subiectelor pe care le dezbateți aici, această ședință, nu numai asta, ci și altele anterioare și probabil și altele care se vină, sunt amuzante. Pentru bine, personal. Nu mă refer... Personal, din garagia, da? Amuzant, îmi face nu aș vrea să fac politică. Pentru că nu am constatat și am considerat că politica nu ți aduce nici plus de imagine, nici plus... Și atunci stai unde ești să faci... Nu aș vrea să fac dialog. Domnul președinte, permite să vii să... Vorbesc acest om care îmi pune pomul în gură, vrea ce vrea de la mine? Vreau să spună public aici ce datorie am eu față de acest om. Dacă vreți să intrăm abrupt în subiect, acest om care am 4, 5 plângeri penale de-a lungul anului, clasate, acest om care dorește să câștige comuna Liveț sau să-și facă publicitate comuna Liveț, doar făcând reclamații pe la diverse organisme, acest om care se leagă de viața mea permanent, spuneți-mi dumneavoastră, nu cumva este o hărțuială? Stați să vă spun eu. Ce să spuneți, domnule, nu-i pun dialog? Nu, stați un pic. Acest om care acuză, este condamnat al ședinței. Am considerat și am avut bunul simț să vină ședința. Asta să dau câteva explicații. Asta să vin în sprijinul domnului actual primar, al domnului viceprimar. Am spus, nu vreau politică. Poate am de dat un răspuns și domnului consilier Costea, poate și domnului Busuioc, poate comunități în general, da? Pentru că văd că după 3 ani de zile tot numele Giori Crăciun, ședință de ședință și nu înțeleg de ce. Pentru că instituțiile statului care s-au ocupat de situația mea, unele au spus într-un fel, am acceptat-o așa, chiar dacă în sufletul meu, sau chiar dacă după aceea au început alte instituții care lucrează în paralel să-mi dea dreptate și știți foarte bine la ce mă refer, la decizia ANE, la raportul de evaluare pe care îl au aici, pe care cel care a făcut reclamația vine și îmi spune într-o hârtie în față. Eu n-am făcut, cred că a făcut altcineva numele meu. Și privește o hârtie pe care spune că situația mea este clasată. Nu am fost niciodată în conflict de interese. Și o spun respectat ce am spus-o și presii și o să o vedeți și din instanță. Pentru că, nu știu, Giori Crăciun a devenit oaia neagră a comunei Liveț. Da? Da? Pentru că, ce? Pentru că am făcut lucruri pe care astăzi, dumneavoastră, și cum a spus domnul primar, o parte din ele se continuă, o parte din ele poate s-au blocat, o parte din ele trebuiau făcute, o parte din ele le-am preluat și eu le-am dus mai departe. Nu cred că am făcut sau eu știu, periclitez imaginea sau viața cuiva de aici dintre dumneavoastră. Nu știu de ce, ședință de ședință, numele Giori Crăciun. Eu am desfășurat activitatea în primărie Liveț, în baza unui contract de muncă, în baza unui dispoziții, în baza studiilor pe care am. Domnul Surgiu, vă rog frumos. Dar e bani publici din aici. Domnul Surgiu. Ce domnule? Dacă vreți să mă jignesc? Dar ce să mă jignesc? Dacă vreți să mă jignesc, domnule, dacă vreți să ocupați funcție, domnule. Dacă nu dai școală? Am școală, domnule. De ce ai școală? Am școală, unde ați spus? Domnule, nu-i treaba pe tare, am școală, am diplome. Și vezi de care nu am cu care mă mândresc. Mai pădura. Deci, da, pădura, dar doar este mult mai mult decât ce știți voastră. Domnule, păi, da, mai mult decât ce știți voastră. Domnule, acest lucru. Deci, eu vă spun clar. Deci, nu știu, cred că sunt mai mulți pădurea în primăria asta. Lumea care trebuie să se simtă jignit, ca o și fac această meserie. Care am practicat-o cu drag, am făcut, mi-am făcut datorii acolo și mi-am făcut și aici. Și probabil voi mai face și aici vor. Deci, numai și numai atenția la mine personal. Deci vă rog cu această ocazie și vă spun public. Și o să vedeți. Deja am contactat și o casă de avocatură, încerc să desfințez această hotărâre prin care am fost defavorizat, prin care comuna Liveț a fost defavorizată de un vot pe care l-a dat unui om în care a avut încredere și vom discuta mai departe. De, dacă nu s-au întâmplat alegeri anticipate, nu s-a întâmplat exact cum spunea domnul președinte de ședință, că așa a avut prefectura. Nu. Și la momentul actual sunt într-un litigiu cu prefectura, mă judec. Am fost accesibil, trebuie de decretat. Nu, nu, acest lucru era mă judec. Trăiesc într-o țară liberă și am dreptul și eu la judecată dreaptă, da? Mă judec și la momentul actual cu prefectura. Dacă prefectura considera că nu era nevoie de alegeri anticipate, făcea de atunci. Dar atât timp, dacă prefectura considera că eu nu am dreptate, făcea alegeri de atunci. Prefectura a intervenit politic. Politicii de care aici, politicii de care aici s-a intervenit și în dosarele mele.
contrazică. Dar pentru că a venit aici să ne prostească,
trebuie să discut. Așa. Și v-aș întreba că ați intrat. Ce aveți de făcut în primăria Iubesc la suma aia așa de mare salariu una? Ce faceți? Vă rog cum să spuneți care e suma, nu știu. Ce faceți? Nu știu care e suma, la care sumă vreți. Ce faceți de salariu de banii aia? Banii aia din bugetul local. Cum îi va achitați lunar de bani aia 77 de milioane? Venim și muncim făcând munca aici unde mi este locul de muncă, da? Domnule, văd că ai ascultat la ușă. Foarte bine că ai intrat pe sănătate. Recunoști că ești condamnat de două ori? Eu m-am venit la interrogatorul dumneavoastră și vreau să spun altceva. Recunoști? Nu sunt la interrogatorul și nu trebuie să recunosc nimic în fața dumneavoastră, domnul. Consiliul local are inițiativă de hotărâre sunt aici. Recunoști? Ce să recunoști? De ce îți prostești un apel în sat? Hai să avem un dialog civil, dacă se poate. Eu n-am venit la judecata dumneavoastră aici. Am venit, așa cum spuneam, că vreau să dau niște explicații Consiliului Local, da? Și? Vis-a-vis de procesul verbal de la ședința de data trecută. Asta vreau să spun. Pentru că acolo, în continuare, am văzut niște avizații. Am recunoscut-o, dar nu știu că asta
Dar nu spunea din palată. Nu știu dacă o să candidez sau nu o să candidez. Consiliul, și vă spun de ce, domnul, poate greșesc, domnul
domnul consilier Crăciun. Știți de ce greșit? Că se alimentează în spațiu public și dumneavoastră mai duce. Poți să candidezi normal. E normal. S-a intrat în linii dreapte sau cine crede că suntem în campanie și suntem, că vedeți mi se tot să așează lumea. Sunteți un om care vreți să candidați. La fiecare candidat. Cred că a spus undeva. La, nu știu, poate le-a spus la oamenii ăștia, nu știu de ce. Eu așa am putut, eu fac o analiză. Mai sunt și alții angajați care pot să candideze. Bun, ok. Domnul, eu nu interzic și nici nu vreau. Fiecare are dreptul să candideze. Fiecare dintre noi are dreptul. Dar, e o chestie în care trebuie să ne asumăm. Da, domnule, sunt ăsta. Eu știu universitatea, deci nu mi-am folosit și nu folosesc niciodată funcția publică pentru a face campanie. În funcția publică, dumneavoastră nu folosesc de funcția de consilier al primarului, să pun punctul în primarul primar, să fac să mă fac campanie, nu știu, nu știu, domnul, veniți la serviciu și eu v-am dat drept. Să vă spuneți punctul de vedere aici. Vreau să ducem o discuție civilizată, dar să nu credeți dumneavoastră că nu am întrebat consilierul dacă vă spune sau nu. Pentru că nu este, chiar dacă spuneți dumneavoastră că o ședință de consiliu are dreptul să vorbească și persoane, nu au dreptul. Și vă spun eu pe lege. În consiliul local consilierii vorbesc. Dumneavoastră, ascultați, n-aveți voie să intrați în discuții, în polemică din consiliul local. Am intrat voie, n-am vorbit cu cei de ordine de zi. Nu! Păi tocmai de asta, v-am lăsat să vorbiți. V-a lăsat președintele de ședință, de Consiliul Local, este suveran. El nici primar, dacă vrea să ne lăsesc, nu-i primar. Dar nu se mă interrogheze, domnul. Ne reasumăm și nu se mă interrogheze. Domnul consilier, dar eu sunt... Domnul Giori Crăciun, eu stau la interiul lor... Ce pentru dumneavoastră? Ce credeți că... Domnul Crăciun, pe mine consilierii mei, domnul Cibașcă, stau la interiul lor. Ne reasumăm. Deci subiectul principal este condamnarea. Da, domnule, sunt. Domnilor, liniște. Liniște, liniște. Ați vorbit destul. Ne-a sfințit destul. Și prefectura, și primăria. Ne-a sfințit. Domnul primar, vă spun eu, în cunoștință de cauză, că ați greșit, că v-ați spus un consilier personal condamnat. Ce să vă învețeți? Cum să faceți ca eu? Adică să vă condamne și pe dumneavoastră ați greșit. Bun. De ce nu ți-ai dat demisia după ce ai fost condamnat? De ce? Dacă ești om integru și ai pretenție că ești demnitar, demnitare simt, își dau demisia numai pentru o vorbă. Dumneata ai fost condamnat, de ce nu ți-ai dat demisia? De ce? De ce ai explodat primăria și Consiliul de Bază? S-a procedat conform legii, prefectura... Domnule, răspunde la întrebarea mea! Domnule, lăsați-mă să vă doresc! Răspunde la întrebarea mea! Domnule! De ce, domnule, vrei să țin mai tare ca tine? De ce nu ți-ai dat demisia că ești condamnat? Domnule, am respectat... Ce ai respectat? Justiția și legile țării. Prefectura a emis un ordin de prefect prin care am încetat mandatul. Este dreptul meu de a mă apăra în continuare în relația cu prefectura. Am? Nu mai ai dreptul să te mai apere aici. Dar ce e terminat să vezi dreptul ea intervii? Uite cât de lege ai încălcat, spune prefectura. Dacă prefectura lua de bună că eu trebuia să plec din funcția de primar, se făcea o alegere anticipată de la 90 de zile de la data respectivă. Atâta timp cât am fost în proces cu prefectura și sunt în continuare, la primăria de Petru s-a organizat alegeri anticipate. Pentru că îmi dădea șansa ca să se terminăm. Nu suntem... Ceea ce s-a și demonstrat... Nu suntem în stufii de la fața. La școală a emis document
pantofile de la orășeta. Da? Vorbești pantofi acolo. Doamne. Nu recunoști că... Ați făcut după... Da? Dar ia te v-ați scris în mine! Nu dau afară de ședință! Ia, ieși afară de ședință! Ieși afară de ședință! Chem poliția acum! Ieși afară de ședință! Uite aici așa! O foaie plină cu legi încălcate și jumătate. Și nu recunoști! Și mai vei prima! E rușine! E o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din comunale vezi, care au avut întrecere în tine și ne-a adus rușine comunală, fără precedent. Nici un primar în istoria comunii vezi, Costa Valerea, n-a fost condamnat. Tu ești primul și ultimul. Du-te acasă, părăsește primăria că iei bani degeaba. Nu susține 7-7 de milioane, sunt personal care muncește din zori în altă acolo și nu iau bani și tu dai fost la câini. Asta faci. Să fie clară treaba. Du-te acasă că nu ai niciun merit. Domnul. Ai dreptul la muncă, nu la funcție. Eu muncesc, muncă cu muncesc și pun în valoare... Funcție de demnitate le-ai anulat. Muncă, atât. Demnitate nu. Muncă. N-am venit să vă cer nimic. Nu vă cer nimic și nu vă cer niciun. Domnul. Mâine vreau să fac semnul demisia. Mi se pare că e a ta. Îți cer demisia. Nu sunt la dispoziția Consiliului Local. Ești la dispoziția Consiliului Local. Primești bani de acest Consiliu și primăriei, da? Da. Asta este. Nu mai vreau la actualul primar și actualii consilieri. Nu mai vreau să fie sat. Că sunt terenul comună dacă nu ești tu. Uite, comuna e plină de șantier. Am fost la Poiana. Școala este împrejmuită cu tot felul de schere. Să lucrează, am vorbit cu muncitorii. Cum mi-au spus că până pe 15 sau 1 martie, ăsta septembrie, începe anul școlar cu școala terminată. Este drum în Prăjoaia pentru asfalt. Este cu instalația de la... Este cu instalația de la... Este cu instalația... Dar iar vorbești peste mine. Tare ești necivilizat. Dai 7 ani de acasă. 7 ani de acasă. În comuna Livezi se lucrează mai mult și mai bine și nu s-a mai făcut asta. Și nu s-a mai făcut asta. De când te-a demis prefectura, fii atent aici, nu s-a mai făcut acte false în primărie. O singură excepție, o persoană a luat o curcă, învățată tot de tine. Domnul, eu vă spun dumneavoastră, mai aveți pe unul de atacat vreun subiect? Mai un altul, nu ăsta. Alt subiect. Dacă există alt subiect, îți dau cuvântul. Mai este cineva? L-a șugat pe domnul viceprimar Coacă. S-a făcut de treabă de acum încolo, să rămână vice sau o demnitate? Domnul Coacă, ai cuvântul. Dar ce să spun eu? A, nu știu nici ce. Înseamnă că ești afonul. Așa. Am primat, da. Știi? Să nu crezi că PSD-ul ghechează în Consiliul Local. Niciodată. Da. Bun. Încep în cerință. Eu nu am dat să mai dau stați un pic. Dar l-aveți pe domnul Coacă. Dar m-ați și eu și cum vreau. Nu am dat. Păi m-ați atat, am atat și spune. Hai, bă, 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 deci, în primul rând, nu vreau să discut cu ceva, dar mi s-a adus acuzații grave la adresa mea și a făcut acuzații. Ați supărat că chiar eu v-am făcut sesizare, nu? Nu știu dacă mi-ați spus că ați făcut acolo. Ați un pic, funcția mea de viceprimar, am fost atacat în direct. Am adresat unei instanțe, așa și urmă, nu? V-a găsit vinovat, v-a condamnat, conflict de interes, față în declarații care ați mințit. Dacă mințit, domnule, se poate vedea, bă, domnul secretar este... Este dumneavoastră, este... Cum să vă spun la urmă? Ce mai făcut? Nu, este dat pentru... Este dat pentru... Nu mai contează treaba asta. Ați spus față de care spunând că nu sunteți președintele acestei asociații. Ați spus-o clar. Ați mințit, v-a găsit, v-a dat 3 guște. Nu trebuie să contopi și-o dumneavoastră cu urmă. Acum veniți și declarați pe social culturile astea din Facebook și spuneți clar că nu sunteți condamnat în primul rând anii când s-a făcut dreptate. Că să înțelege, nu mai va condamna. Deci nu îi va condamna. Nu s-a făcut dreptate. Nu s-a făcut dreptate. Domnul, de cum să... Dar credeți că anii condamnă primul rând? Nu mai stat. Acum am vorbit... Anii sunt primari și consilieri locali. Nu intru peste primari, nu vă spun. Anii a făcut plângeri penale, consilierilor și primari și au fost condamnați pe plângerile făcute de Ani.
domnul judecător, procurorul care v-a condamnat, ăla nu este bun? Ce spuneți? După părerea mea, nu este bun. Thank you.
magistrat. Faptul că nu știu ce doamne a mai văzut tot ce îi se întâmplă rău, Giorica cine se devine. Da, este așa. Mir, așa. Că nu puneți în cârcă, nu știu ce s-a mai întâmplat azi noapte, că vă fura lemne de pe marginea ta zău. Cu ce drept? Cu ce drept ai făcut un reșteu de 30-40 de metri la Mureș? Dar când, da, când veneați și mă ocupați în Mureș? V-aș trezi la un moment dat când, domn, nu mai este, când
când s-a întâmplat să nu mai fie apă la robinet, că să spună cineva și dumneavoastră a spus. Că de fapt instalația de apă a fost făcută pentru animale și pentru oameni. Bravo, domnule! Am ajuns să ne bagă în jos. Nu se poate așa ceva, domnul. Nu se poate așa ceva. Și am văzut pe eu o să veniți încă la ședința de Consiliul Local. Păi nu sunt demn de luminare ca și demnitare public. Pentru că ne-ai făcut de des. Păi nu mai făcut de des. Asta este realitate. Și dacă crezi o atare, poți să candidezi, nu mă deranjează lucrul ăsta. Știi, îmi pare rău cum era o chestie de la... din mulți... nu știu, am zis așa din cărcat acum, dar... Bun, mai departe, domnul primar, domnule, ai terminat, s-a terminat toată lumea, ai făcut mai urmă tare, ai profitat de tot, ei se trec urmă tare, conformești, da? Să ce-am profit? Să beneficiezi de toate avantajele legale, ca să poți să mai bagi în școală. Ascultă un pic. Condamnat în două dosare penale. În două dosare ești condamnat. Ai tu pe omul să spui oameni cum este legal. Cum este legal, domnule? Cum este legal dacă m-a trebuit să prima dată și putul îl cu ani? Da, ani poți legal cu avaie? Te-a trimis populația de până la vezi ca să fii condamnat? Ai făcut acum în unde? Asumă de răspunderea și retraiți, domnule. M-a trebuit să faci și fii în centru atenție ca să ce? Timiți de ce ești discutat? Păi cum să nu fii discutat dacă m-a tale așa îți place să fii discutat? Ce te leagă să mai stai în primărie asta în afară de faptul venitul ăla fabulos care nici măcar nu-l meriți? Nu-l meriți, domnule, pentru că nimic nu merge în comun asta. Apă n-ai, drumul n-ai. Ai început drumul, ai făcut ce vreau cu proiectele, ai făcut șapte, n-ai terminat șapte. Ai întins drumul și colo și colo și colo, nici o lucrare nu tu s-a văzut. Nici apă nici o lucrare. Am dat din vorba, după ce măcar pe la Boiar, pe la Pavel, pe acolo, dacă îți aduce aminte, am votat noi, dacă nu mă știam, te rogași o sumă de bani. Să facem din canal, să scurgă apa din fața de la Ciobara, acolo, ca să nu fie unul dintre care drumul, să distrus drumul acolo. N-ai vrut să vină cu care de la asta. Ai uitat? Așa, am avut bani de blocați pentru puncte de la Sferica, 6 milioane de camini, eram consilier local. Ai făcut ce ai făcut bani, ai ajuns și știu acolo și șufă, s-o pierdut și șufă aceea, ai pus 2 piloni, fără să fii cont de fapt că nimic nu se face decât o apuva de la mediul de la apă, și-o rămas bani de plâți. Asta e punctul tare, domnul Alves. Ți-ai făcut joc de bani public pentru că nu i-ai muncit de tare de lui. Nu aș fi un om gospodar, nu faci treaba asta. M-am terminat. Nu cred că ne reprezintă oricare persoană ar fi ea dintre noi de aici și care poate să vină. O persoană cu probleme de morală să stea în fața oamenilor, în fața televiziunii și să filmăm cât de pași puternic suntem noi. Nu-i moral ca patrani să participe la o ședință știindu-se cât de bube ai ca. Nu-i moral. Este imoral. În afară de toate, în afară de faptul că facem politica asta, ne trebuie să avem și un pic de identitate. Eu știu că sunt public de 30 de ani de zile, știți. Dacă astăzi o persoană m-a adresat un cuvânt care a considerat eu, poate nici n-am putut doar măsa la ea. N-am putut, pentru că eu mă știu, din totdeauna m-am știut curat. Trebuie să stau niște, pentru că nu-ți poți să faci de zile. Eu le întreb acum, cum poți să mai stai matale la primărie aici, știi de bine câte probleme ai din care? Cum poți dormi la mă gândeam doar noapte, doar noaptea? Eu nu cred că nu poți dormi noapte, eu nu cred, dar probleme care nu cred că poți dormi. Doar dacă la dumneavoastră, nivelul de consimț e undeva de sus, mai sus cumva, poate ne depășește și pe noi, ca oare. Dar nu cred că se poate face treaba asta. Și s-au întâmplat atâtea lucruri în neregulă cu asta aici. Foarte multe lucruri. Ai folosit burgo, a primării, cumpărat când era vice, dar nu știu, am adus burgo. Nu mă interesează societatea, nu ai adus un leu la primării. Te-ai dumnei tale cu burgo, că te-am văzut eu conducând burgo, domnule. Te duci în sat, faci politic cu burgo. Dar ce caritate? Domnul are caritate de cine șoferi la tare? Ați angajat un om, ați angajat cu băiatul ăsta pe tipul de stricare, am doresc că îi cunosc familia. Fără un moment care se conducă cu urmă, de asta ia bani. Îi ține câțiva persoane care e primărie și să-mi vândă și o primărie ca să ce? Ca să ce, domnul? Dați domnule oamenilor atribuțiunii care le au după cum ocupă funcția, postul și lăsați să muncească. Nu-i ținiți să ne bani și vă fac de râdeți mie. Cât nici oamenii pe mine să vină la primărie și să se guierească de jur pe jur primărie aici. Și dacă așa întreba ce faci tu, să te mai treabă. Ce trebuie faci? Nu știu. Nu se poate așa ceva. Domnul primar, cât ai mai fi în funcție? Poate să mai fi de acum. Domnule, nu normal ca un om angajat pe funcție și nu știi ce trebuie să facă. Domnule, mecanic, pompier, fără pompier, dă-i domnule unul la atribuțiu și el, din momentul când devine responsabil. Dar noi ținem așa, faci, nu mai contează, sigur că oamenii nici dragă nu au și nici treabă nu-și face niciodată. Lăsă nici treabă făcut ca lumea. Și acum am adresat și un viceprimar, că am prins acum. Domnul viceprimar, am atâția ani de păstrări. Îmi pare rău că îmi dau seama că au trecut o parte din an pe lângă mine fără să
mă bucur de calitatea din Consiliul Local în Comunal Vest, pentru că am avut la conduce oameni care prima dată și-au urmărit interesele proprii și pe aia ale comunității. Nu s-a întâmplat în Consiliul Local până acum un an sau anul ăsta, când odată cu ocuparea funcției viceprimar, să nu participe la ședință viceprimarul. Viceprimarul este ales politic și obligatoriu trebuie să facă, nu ai nicio scuză, trebuie să participe la toate ședințele. Niciodată nu te-am văzut să vorbești într-un consiliu local și te explic ca un consiliu, ca un viceprimar care ia bani de la stat, care este plătit, rezonabil și care nu este care să spun ce-a făcut, nu ai făcut nimic decât ești în consiliu local. Dacă la ultima ședință, la ultimul punct, la direct. Dacă nu ești demn de funcție, retrai să te plătești, nu ești în stare să faci așa ceva. Du-te acasă, domnule, poftim? Nu doresc eu, o doresc, asta o doresc, dar nu asta e problema. Nu ești demn de funcție, nu te acasă, lasă pe altă. Lasă pe nara ăsta simplu să mângească simplu, că și așa nu ai ajutat cu nimic din aici. Dar nici nu ai ajutat nimic. Înțelegi? Doar aici nu se face să afișezi pe tot felul de conturi, pe Facebook, mai mare față și mai puțin față, să faci lucruri de tot. Știi tu că ai făcut mâna acum, acum te știu. Și dau și numele la conturi, dacă vrei să știi. Asta nu înseamnă că faci politică deschizând conturi față și criticând oameni după bunul plac al domnului. Așa că nu știu. Ce să mai spun? Vreau să fie subiectul. Mi-am doresc la anul fel de locare. Voi canta. Nu trebuie să câștigi neapărat. Dar să dea Domnul ca la alegerile locale care vor avea să câștigi acea persoană care știe, care de identitatea să ocupe funcția respectivă. Pentru că oamenii de asta ne aleg în Consiliul Local. Ca să-i reprezentăm cu cinste oriunde mergem. Și la vecior, că merg să-i primarul, vor avea ceva. Pentru asta, astea sunt funcții de dreptate publică. Poți să mai întreb și eu viceprimarul, nu vreau eu nu știu măcar domnul ce mai are subordinat sau mai subordinat. De ce ați renunțat la a doua captare de apă? I-ați lăsat comunale vezi fără apă, inclusiv satul dumneata, Scăriga, n-are apă. Că era în proiect și erau și banii. De ce de la tine putere, domnule, a fost primar actual condamnat, infractor? De ce ai renunțat? Ce ai făcut? Ce ai aranjat cu constructorul? Ce? De ce n-ai respectat proiectul? Ești vinovat că ai lăsat lumea fără apă, elementul de bază al vieții. Asta ai făcut-o. Cu gazul metan, la fel ai copilat-o de acolo, dincolo, încât nu s-a făcut nimic în cei 10 ani de când ești în primărie. Nimic! Și nici acum așa cum pui vieții în roate. Critici primarul actual. Și pe consilierii PSD, că i-ai țițul papuc, le-ai spus să nu voteze decât ce vrei tu. Ei trebuie să aibă conștiința lor, le-ai amenințat că îi dai afară din PSD și nu mai primesc indemnizații. Asta ai făcut, ești un pericol social. Mulțumesc, da, să mă înțeleg, sunt susținut cu cuvânt așa. A cetățean, eu ca primar, nu știu dacă mai contează ce a fost, ce am făcut, nu am făcut nimic. Chiar nu trebuie să trecem în afară de faptele mele, da? Ce aș putea să mai zic? Decât că am venit ca și am pus capul ca bia la tăietul, cam așa, am venit în fața noastră, ne asum judecata noastră, da? Dar nu pot să fiu de acord cu cele spuse de dumneavoastră, sub nicio formă. Nu am venit să mă justific eu, să spun eu că nu am fost vinovat pentru ceea ce am greșit. Am fost condamnat, așa cum vă place. Am venit cu un document emis de o instituție a statului român, care se ocupă de integritatea fiecăruia de local, care a răspuns într-un anume fel. După ce este fundamentul? După ce a venit, dacă acel document era emis pe perioada respectivă, nu e? Dar nu se vrea la procesul respectiv. Eu vă compară nici măcar nu a pornit din condamnarea lui. Nu se emisiune. Deci poate altfel să te-a luat. Știu că ați spus dumneavoastră că sunteți consilieri locali și ați făcut, aveți realizări și dumneavoastră și dumneavoastră. Dom'le, eu am delegat și doar mine și interpretarea mea pentru că știu că n-am făcut rău la nimeni. Nu am făcut rău la nimeni, nu m-am făcut, dacă m-am făcut de rest, m-am făcut pe mine. Îmi cer scuze față de cetățenii comunii care nu
au știut de ce am fost condamnat. Corect. Sunt mulțumit și sunt că nu am luat, nu mă poate acuza nimeni că am luat un leu de la nimeni, nu așa cum spune. Un leu, 4 miliarde! Domnul, îmi rezerv dreptul de a vă chema la instanță de judecată și să vă spuneți acolo la judecată. Încă o dată îmi cer scuze, am vrut să spun un punct de vedere dar de o instituție a statului, nu am vrut să intru cu tradiții voastre, nu vreau să fac politică așa cum am spus la început. Îmi puneți în cer că vreau să cânt din cauza mea, că echipa cu nu, consilierii PSD votează așa cum trebuie, atunci când trebuie, pentru proiectele bune, pentru comunitate, la vreau cum v-aș indica și dumneavoastră. Proiect, eu așa știu. Deci nu, noi ieșim din Silicata, e altă treabă politică, e altă treabă administrație. Vă urez succes tuturor, domnului primar, domnului viceprimar, consiliul local. Și la anul nu m-am întâlnit, poate, eu știu, nu știu. Mă respect, dar și discuție de candidat, sau eu știu cum va mai fi. Dar să știți că niciodată nu am folosit și nu voi folosi funcția pe care o am pentru a-mi atinge anumite sume. Nu mai achitat nici 20 de milioane de datorii, el a funcționat, se luat angajamentul și nu mi-e legat. Sunteți vicepreședinte sau președinte? Da, s-a auzit. Domnule, nu. Nu sunt. Ce sunteți? Nu sunt nimic. În conducerea gale. Dar nu dați, domnule, din pomea. Domnule, odată cu pierderea mandatului mi-am retras, inclusiv înainte ne-am retras funcția din... Da. Numai vreau să spun ceva. Toate primăriile de jur împrejurul nostru au avut bani. Și mai ajută până la tractoare, nu vreau să mă doare. Nu mă rog, domnule, nu se putea face așa. Avem un proiect de dată. Și atunci cum să te condamn domnul Johnny Crăciun? Când tu mi tare ai putut să faci, știi de unde se vorba acolo. Pentru că ai vrut pe domnul Atale. Și cum mai ales într-o parte? Ce, domnule? Domnule, pentru partea privată sunt... Domnule, nu știu să nu-i poate să nu-i dă treaba. Dar ce nu-i vreau să ai fost o medică? Ați fost și dumneavoastră? Nu, ce vă dăm cu predicatul, dar sunt succes. Dar ce să nu-i primești din bani? Nu, era ca la limba de care vreți să-i primești persoane. Ai ocupat o funcție în care se putea... Au fost bani era impulsabil, dați, pentru că e proiecte. Aveți un proiect aprobat deja de 30 și ceva de mii de euro, 38 de mii de euro aprobat. Nu-i mai deja de 38 de mii de euro. Aprobat, dar nu-i problema dumneavoastră. Nu-i problema privată, poate să depună jumătate. El este proiect, domnule. Ești dacă ai făcut instituții. Ai un salariu de 8.000 de lei. Nu am niciun salariu de 8.000 de lei. Domnule, vedeți statul din plată. Cum dar nu-i salariu de lei? Ești la pensie. Domnule, dar nu-i ce? Asta e legea, asta e legea salariu de lei. Domnule, dar ce vezi, dar nu-i ce? Cu ce? De ce ne-ai făcut jumătate? De ce ne-ai făcut jumătate? De ce ai spus dumneata? Dumneata! Nu cred că am venit cu domnule, am venit cu domnule, nu cred că i-am adus, da? Luați banii acestei instituții. Acestea bani cu domnule. Vă rog, ce proiect ați făcut? Nu are nicio legătură proiectul de viața privată. Nu știu ăsta intră în viața privată a fiecăruia din domnule voastră. Nu, domnule, acesta nu am cotizat cu mâna cu tătălui. De ce nu este un proiect? N-am un proiect. Galul este înființat atât pentru unitățile administrative, cât și pentru persoane fizice. Dar ce treabă ai ce fac eu privat? Păi de ce vrei acest lucru în fond? Vreau să stai acasă la mine. Dar eu nu știu să stai la mine acasă la tine. Stai tu mâine. Vă mulțumesc tare mult. Vă ții mult. El ia cum trebuie din prima. Asta mă rezi mai șoară. Cum trebuie din prima? Să mai fac prin și prin care folosim cu astfel de probleme. Nu-ți mai dăm cuvântul. Să fii cu probleme bune, dar n-avem treabă de la... Nu vedem de la infractor sfatul. Și de la condamnați. El ia un salat de mare, primărie și primul vrea. Să nu facem cam domnilor, domnul primar, închide ședința. Domnilor consilier, mulțumesc pentru așa. Discuția a fost în cadrul legii constructive, dezbatere, două și domnul